Ia momentul de față, are aici un munte de voce. Himalaya. Efectiv, vocea ei este un diamant pur care trebuie puțin șlefuit. Doamne, uneori mă gândesc, doamne, chiar merit asta. Deci nu-mi vine să cred, sincer. Deci sunt, doamne, așa fericită. Chiar vreau să încurajez pe toată lumea să lase emoțiile la o parte și să vină aici. Deci uitați-vă la mine, eu nu am făcut nici măcar 5 minute de canto în viața mea. Deci eu nici măcar nu știam până să vin aici ce înseamnă voce de cap, voce de piept, respirație, nu știu cum, nu știu ce. Cu Elena am riscat mergând mai departe. Dar Elena a dorit să merg mai departe. Necântând niciodată nu știe să țină ritmul, necântând niciodată nu știe să asculte trupa. Ei bine, i-am zis, Elena trebuie să arzi etape pentru a-i ajunge pe competitorii tăi din celelalte echipe care sunt foarte buni. Până să vin la Vocea României, mă trezeam la ora 5 în fiecare dimineață, mă duceam la muncă, făceam niște cataloage de piese, piesele de schimb din service. Au fost persoane care, înainte să vin la Vocea României, mi-au spus că nu am ce să caut acolo și, sinceră să fiu, aș vrea să le mulțumesc pentru ce au făcut. Pentru că pe mine chestia asta m-a ambiționat. Știu un singur lucru, trebuie să cânt, oriunde. La metrou, cu o chitară și nu o să permit la nimeni să mă descurajeze. Adică eu vreau să cânt. That's my only hope. That's my
Llenarme de ti. Quiero en tu mano abiertas.
același Horia Brâncu. Mulțumesc foarte mult!